Bucureștiul se îndreaptă cu pași repede spre o nouă relaxare. Rata de incidență în capitală a scăzut sub 3 la 1000, ceea ce înseamnă că restaurantele, teatrele și cinematografele se vor deschide la interior, e adevărat, la doar 30% din capacitate. Colega mea, Gabriela Mihai, ne aduce mai multe detalii despre mișcările pe care le vor face autoritățile în orele următoare. Gabi, te ascultăm! Găsit după aproape două luni, capitala iese din scenariul roșu. Astăzi se înregistrează o rată de incidență de 2,98 de cazuri la 1000 de locuitori în privința persoanelor testate pozitiv pentru COVID-19 și autoritățile se pregătesc să facă o ședință a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. Acest lucru însă se va întâmpla peste câteva zile pentru că oficialii trebuie să urmărească trendul, iar dacă această rată a incidenței va fi în continuă scădere, atunci cu siguranță, potrivit legislației, urmează noi relaxări. Pentru că în cazul în care vorbim despre legislație, acolo unde rata de incidență a cazurilor de COVID-19 este mai mică de 3 cazuri la 1000 de locuitori, atunci se pot redeschide restaurantele în interior, însă trebuie respectate restricții, adică capacitatea de funcționare poate fi până la 30%. Pe de altă parte, vor putea fi redeschise cinematografe, săli de spectacol, pot fi organizate și concerte, de asemenea însă se vor păstra anumite restricții pentru că în continuare vorbim despre aceeași capacitate de 30% din capacitatea maximă. Așadar, vom vedea cel mai probabil în următoarele zile că va fi convocată o ședință a municipiului București, o ședință organizată de prefectură pentru a vedea cu exactitate dacă această rată de incidență mai scăzută se menține, dacă în continuare capitala va fi sub această rată de 3 cazuri la 1000 de locuitori și atunci vor fi luate noi măsuri de relaxare. În cazul în care, așa cum spuneam, se menține acest trend descendent, atunci restaurantele vor putea fi deschise conform legislației între orele 6 și 22 și totodată capacitatea acestora va trebui să fie de cel mult 30%. Pe de altă parte, am văzut că în aceste momente capitala era singura care mai rămăsese în scenariul roșu. Vedem însă că autoritățile iau măsuri astfel încât numărul de cazuri de COVID-19 să scadă în continuare. Am văzut că ieri în capitală, chiar aici în Piața Constituției, a fost deschis centrul drive-thru pentru toți cei care vor să se vaccineze și nu vor să se înscrie pe platforma electronică. Oamenii vin, după cum puteți vedea și dumneavoastră în imagini, stau la coadă, s-au format coloane de mașini pentru ca ulterior să fie imunizați, iar aici, la centrul de vaccinare din Piața Constituției, se folosește doar serul Pfizer. Merg în continuare foarte mulți oameni care vor să se vaccineze, câteva sute numai în această dimineață, asta după ce ieri în 12 ore s-au vaccinat 714 pacienți și vedem așadar că autoritățile încearcă să caute tot mai multe soluții astfel încât rata de incidență să scadă. Cum spuneam, în capitală scenariul roșu reintrase în vigoare încă din data de 5 martie, iar până acum este prima dată când în capitală rata de incidență a scăzut sub 3 la 1000 de locuitori, adică vorbim despre o rată de incidență de 2,98%.